Imagine pe care le vedeți acum au fost filmate în urmă cu puțin timp în stațiunea Costinești. Acolo salvamarii au muncă grea pentru că, așa cum vedeți și în imagini, au trebuit să salveze din valurile mari un copil de numai 11 ani. Acesta intrase în mare cu tatăl său. Au fost trași de curent și duși în larg. Salvamarii au avut o intervenție dificilă, dar în cele din urmă au reușit să-i aducă pe cei doi la mal în siguranță. De altfel, în aceste zile, salvamarii au foarte mult de muncă. În primul rând, să le explice turiștilor că este arborat steagul roșu și nu au voie să intre în apă pentru că își pun viața în pericol. Peste tot, pe tot litoralul, în acest moment, este arborat steagul roșu, inclusiv în Mamaia și în Constanța. Și, bineînțeles, vorbim și despre sudul litoralului. Până acum, până la această oră, din această dimineață și până acum, 22 de persoane au fost salvate de la înnec. Vorbim despre o intervenție pe plaja din Constanța, 10 în Costinești, printre care și acest tată și fiul său, și 11 în sudul litoralului, mai exact în stațiunile Neptun până în Mangalia. Așadar, 11 persoane în sudul litoralului, între care, să știți, 3 au avut nevoie să fie transportați cu ambulanța la spital, deoarece starea lor de sănătate era una destul de gravă. Așadar, sunt zile de foc pentru salvamari.